Am un buldog francez de 4 luni. De când ar trebui să învăț câinele să stea în cușca de transport? Sau în cușcă? Bănesc că aici se face referire la cușca de transport. Din punctul meu de vedere, din momentul în care se aduce un câine acasă, e importantă cușca de transport, doar că multă lume o asociază cu ceva negativ, o asociază cu ceva greșit. Cușca de transport este foarte utilă pentru că putem învăța un câine într-un mod corect, îl putem învăța să stea în cușcă, să înțeleagă că acolo e locul lui de refugiu, acolo poate fi zona lui de confort. Cât lăsăm să stea cățelul în cușca de transport? Îl lăsăm cu orele, îl lăsăm cu zilele, îl lăsăm cu minutele? Depinde de fiecare cățel și depinde de fiecare situație. De ce spun asta? Pentru că sunt câini care nu au nici cea mai mică problemă și acceptă foarte ușor cușca de transport. Sunt câini pe care trebuie să-i învățăm treptat și timpul trebuie să-l creștem treptat. Adică începe cu un minut sau mai puțin de un minut și tot creștem timpul treptat. E sănătos să obișnim un câine în cușca de transport? Din punctul meu de vedere e cel mai sănătos, pentru că am avut cățelușă de cane corso care, în lipsa noastră, în momentul în care noi plecam de acasă, găsea tot timpul ceva de rost, de mâncat, de distrus, și asta a fost într-un final și cauza morții ei. A făcut o hemoragie internă pentru că a mâncat tot felul de orice găsea, rodea și înghițea. Știu că sună aiurea, sună dur, arată nasol, că stă un câine, e limitat ca spațiu, doar că de obicei câinii reacționează mult mai bine la nivel psihic decât credem noi oamenii în cușcă de transport. Și decât să mănânce prostii, să înghită, să aibă cross train și într-un final să moară, prefer să las câinele în cușcă de transport. Bineînțeles, putem să lăsăm treptat. De când e mic îl învățăm și timpul creștem treptat. Care ar mai fi un mare beneficiu al cuștii de transport? Dacă are de stat câinele internat într-o clinică medical-veterinară, nu o să-i pună pat sau o să-i dea un separeu ca la oameni, ci efectiv o să stea într-o cușcă de transport. Dacă al nostru câine ajunge în situația în care trebuie internat și nu e obișnuit cu cușca de transport, va suferi foarte tare în acea clinică. Așa că de ce să nu îl învățăm noi cu acea cușcă de transport? Nu e mai bine așa?